Mulțumesc, doamna președinte. Declarația mea politică de astăzi se intitulează Fondul Suveran de Investiții și Dezvoltare, o pușculiță plină pentru guvernarea PSD-ALDE. Liviu Dragnea își dorește un control politic total asupra tuturor instituțiilor și a avuților țării. Împreună cu partidul său, ar vrea să dispună de tot, așa cum PCR dispunea în perioada de tristă amintire de totul. Liviu Dragnea visează ca PSD să devină partidul unic care să ducă țara spre cele mai înalte culmi de propășire a socialismului științific multilateral dezvoltat. După ce am avut o lege inițială de constituire a acestui FSDI, declarată neconstituțională de către CCR, iată că Guvernul Dezastrului Național vine cu un alt proiect de act normativ pentru ca Dragnea să-și poată duce la îndeplinire visul. Un număr de 28 de companii de stat din domeniul transporturilor, din domeniul energetic, din domeniul farmaceutic, își vor aduce aportul la constituirea acestui fond de investiții. Mai mult decât atât, valoarea nominală a fondului ajunge la 10,1 miliarde de lei. Bugetul de stat va fi astfel privat de numai puțin de 4,7 miliarde de lei, ceea ce reprezintă dividendele acestor companii și ar fi trebuit să se adauge veniturilor bugetare în anul 2019. FSDI va contribui astfel la finanțarea unor investiții interne de mare anvergură, ni se spune de către actualii guvernanți. De ce preferă totuși coaliția PSD-ALDE să ocolească fondurile europene și să folosească mai degrabă parteneriatul public-privat? Răspunsul este simplu, pentru că acești bani europeni sunt controlați în privința folosirii lor și nu pot fi deturnați. Mai mult decât atât, nu pot fi cheltuiți oricum. Și dacă nu vrem fonduri europene gratis și căutăm tot felul de alte soluții, așa zise soluții, precum parteneriatul public-privat, care să permită dirijarea banilor către anumite interese, interese care, bineînțeles, susțin o clică de partid și pe protejații săi. Crearea FSDI este doar o strategie de acaparare a celor mai profitabile companii de stat, strategie scornită de Liviu Dragnea împreună cu strategul său, Darius Vâlcov, marele as în manevre financiare. Totul va fi controlat și decis politic, în scopul îndestulării partidului și a clientelei sale economice. Acesta este singurul scop al acestui fond. Aceasta va fi, de fapt, menirea FSDI atâta timp cât Partidul Stat va fi la putere. Vă mulțumesc. Matei Dobrovie, deputat de București, circumscripția 42.